când existăm ca Universitatea Craiova, nu ne-am dorit decât locul întâi și locul pe și atunci cei care vin să joace cu noi trebuie să fie înmiși. În același timp, cred că va fi un joc al amiților, a orgorilor. În același timp, s-a creat o rivalitate de prost gust făcută de un individ din conducerea clubului Târgu Mureș, care o să primim cu aplauze și cu respect, chiar și când a fost la extensiv, mi-aduc aminte că a cerut plestere și a pus-o în loc de gâtieră. Deci, îl respect foarte mult, pentru că este un băiat simpatic produs al fotbalului românesc. Și ne dă semnale de lumină și de caracter în societate. Și atunci rog pe cei din Târgu Mureș să-i ofere un elicopter după ce participă la ședința de la Federație. Și același timp îi rog ca în conducerea clubului dânșilor să participe, să facă parte Biolului, eu știu Ispir, eu știu Fazecaș, eu știu Michinochi sau alții, cei care le-au făcut glorie și stima față de noi și noi față de dânșii, pentru că nu poți să bagi în rivalitate două orașe cu așa mare tradiție, cu așa mare respect față de sport și mai ales față de fotbal. Și atunci și cred în victoria noastră, cred în publicul spectator că ne va ajuta din toate punctele de vedere, cred în antrenor, cred în tot ce va fi pe teren să fie de bun augur și orice rezultat pozitiv este perfect pentru noi.